Bună ziua, începem peste câteva minute un summit important, un summit european aici în orașul Porto din Portugalia. Este un summit social dedicat problemelor sociale. Este extrem de important să ne întâlnim acum, fiindcă pandemia nu afectează doar sănătatea oamenilor și economiile, afectează și structura socială. Vrem să abordăm toate aceste chestiuni uniți și vrem să găsim soluții europene. Sunt foarte multe domenii unde putem să intervenim împreună. Aș menționa poate doar câteva, evident, locuri de muncă, educație, șanse egale, egalitatea de gen și așa mai departe, pensii, salarizare, toate acestea vin într-un pachet foarte mare de care ne vom ocupa. Pe de altă parte, acum, prin ieșirea din pandemie și banii pe care îi vom folosi pentru reconstrucție, putem să abordăm și zone din acest pilon social, evident educația, care la noi are un loc extrem de important în PNRR. Avem însă și educația digitală, educația pe tot parcursul vieții, formarea de abilități în zona digitală și la adulți și persoane care încă sunt în câmpul muncii. Sunt foarte multe zone. Vom avea în această seară, după ce terminăm summitul social, o discuție foarte aplicată despre pandemie, despre cum o gestionăm și cum gestionăm ieșirea din pandemie. Iar pentru mâine ne pregătim de un summit între Uniunea Europeană și India, un summit care este important și pentru noi, fiindcă Uniunea Europeană și India se pare că au din ce în ce mai mult în comun, ne apropiem în chestiuni de economie, în chestiuni de conectivitate, în zona digitală. Din păcate, pandemia acum, în aceste zile și săptămâni, face victime multe în India și noi, România, am ajutat India. Am fost chiar prima echipă din Uniunea Europeană care a ajuns în India cu ajutoare și cred că vom lucra împreună la un parteneriat foarte solid. Vă mulțumesc!